știi că nu mi-e ușor. Nu mi-este ușor, că e copilul meu și totdeauna te gândești dacă se schimbă sau dacă, știi, intervine chestia aia de... V-ați gândit la treaba asta serios? După atâția ani? Da, nu știu, devin nesigură. Poate n-aveți de ce să vă faceți griji. Da, știu că n-am de ce, dar nu mă pot abține. Asta e. Sunteți curioasă, bănuiesc. Să știți cum arată mama biologică a Sandy. Nu știu. Sau care sunt sentimentele pe care le aveți? Mă gândesc la toată situația și la Sanda și la emoția care o să fie. Nu mă pot abține. Am devenit așa de plângăceasă de nu mai pot în ultimul timp. Întotdeauna zice, o să-ți vezi mama reală și o să uiți despre mine, o să mă lași, nu o să mă mai iubești. Și întotdeauna trebuie să-i dau o lecție despre, of course o să te iubesc, tu m-ai crescut, tu m-ai iubit. Avem conversația asta măcar o dată pe lună. Are vreun motiv să se teamă? Nu. N-are niciun motiv în lumea asta. How could this lady, no offense, replace my mom? Yeah, I'm gonna meet her. Yeah, mi-a dat this life, but nu m-a crescut, nu m-a ține. Mami m-a crescut. Mami fiind de lume. Yes. If I ever say mom, mother, mommy, anything that resorts to mother figure, hey, Elena, it's my mom. She's the only mother I'll ever have. Her and possibly bunii. Ea vrea de mult oricum, vrea să știe cum ca toți copiii, vrea să știe, mă, dar cine sunt eu, dar de ce, cum? Cum crezi că va decurge întâlnirea? La ce te aștepți? Ce așteptare ai tu? Nimic. Nu vreau să mă gândesc, because nu știu ce aspect. Like, nervous, excited, I know I'm gonna be shy. O să fie weird, nu știu. Nu știu, it's gonna be like meeting strangers and calling them family. So it's weird. That's the best way to think about it. So I prefer not to. And just wait until it happens, go with the flow. Elena Cârstea a fost întotdeauna o femeie puternică. În ciuda unei cariere solicitante, în ciuda decepțiilor în dragoste, ori a prejudecăților societății, artista nu s-a lăsat bătută. Nimic nu a oprit-o să-și îndeplinească visul de a deveni mamă, cu orice preț. Mi-am dorit totdeauna copii. În tinerețe am făcut niște greșeli pe care nu mi le-am dorit să le fac, dar s-au întâmplat și mai târziu... Nu știu, n-a fost să fie. Da. Nu sunt mândră de chestia asta, dar... Erau timpurile. Da, nu și timpurile și chiar nu vreau un copil la 20 de ani, să fim serioși. Deci nu poți la 20 de ani... Și cred că n-aș sfătui pe nimeni, pe o tânără fată să facă chestia asta, până nu știe cu ce se mănâncă, ce vrea de la viață, până nu-i măritată. Multă lume pierde prin faptul că nu știe ce vrea în viață. Și asta e pe probate. În anul 1998, după un concert, Elena s-a dus împreună cu niște prieteni la un orfelinat din Bistrița. A cumpărat din toți banii pe care i-avea în buzunar dulciuri pentru copiii abandonați. Odată ajuns acolo, a simțit o chemare căreia nu i s-ar fi putut opune nici dacă ar fi vrut. Părea că întreg universul complotase ca să o aducă față în față cu cea care îi era hărăzită să-i fie fică. Doamnele au fost foarte drăguțe, m-au luat, m-am dus cu ele în fiecare cameră, am văzut niște copii, până am ajuns la copilul unde erau două fetițe în același pat, una brunetă și una blondă. Una care era săraca total rătăcită, erau mici, foarte mici, sub un an, iar una care plângea de mama focului, trezită din somn, cu o mare rană la nas, care era viitoarea mea fetiță. Am stat cu ea vreo două ore, că prietenii mei aveau treabă oricum. Câte luni avea atunci? Stătea în funduleț, făcea lucruri specifice copiilor? Ca să nu, stătea în piciorușe, dar nu mergea încă. Artista era proaspăt divorțată și nu avea nimic stabilit. Nu făcuse încă niciun demers și nimeni nu se pregătise să o primească în audiență pentru înfierea unui copil. Chiar și așa, Elena s-a încăpățânat să rezolve totul pe loc. Și m-am dus dimineața la Consiliu, la ora 7. Și am făcut cererea, care mi-a fost aprobată și m-am trezit mamă peste noapte. Deci când am ajuns la București nu aveam... Deci din momentul în care v-ați jucat cu ea până în momentul în care... Da, ea nu mi-a dat drumul, deci în primul rând că am luat-o în brațe și n-am mai putut să o scot de pe mine. Deci era așa,
N-am putut să o scot de pe mine nicicum, cu mare greutate. N-aveam hăinuțe, n-aveam bani, n-aveam... Mă, nimic. Mamă, ce să mai spun, că n-am fost niciodată, nu? Deci nu știam cu ce să mănâncă. Și am ajuns la București și n-aveam lapte și am rugat-o pe femeia care lucra, doamna care lucra pentru mine. Am sunat și zic, domnule, cumpără niște lapte, niște pampers, ceva să... Că nu vin singur acasă. Și zic, mâine mă duc eu și îi rezolv cu tot ce este nevoie. Dar am ajuns acasă, am făcut că n-aveam pătuți, n-aveam absolut nimic în casă pentru un copil mic, evident. Am făcut toate actele la București, tot ce am avut, m-am trimis prin fax, prin poștă, au început comisii, toată nebunia cu acte, o procedură foarte lungă și foarte complicată. Mi-au dat un plasament, că altfel n-aveam cum să o iau, în vederea adopției, care și aia a durat vreo 2 ani, un an și ceva a durat. Da, 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 cu comisii, cu controle, cu tot acâmul. Deci n-a sărit nimeni să facă vreo tumbă, că s-a dus doamna Cârstea să-mi fieze copii. Deci am ajuns la București, am făcut patul pe jos ca să nu cadă din pat. Dimineața la ora 6 m-a trezit un miros puternic, pentru că copila mea, ce-a făcut? Era așa o dâră de răhățel galben și a mea pictat pe ușa de la baie. Nu mi-ați spus de ce ea? Că erau foarte mulți copii acum. Da, a trebuit să aleg între fetița brunetă și ea. Eu mi-am dorit, din cauza surorii mele care a decedat foarte tânără, am vrut o fetiță să-i pun numele de Sanda și pe ea o cheamă Mary Sanda. Și am spus, tu ești, gata. Subiect rezolvat. Da, categoric. Adică de la dracu-n praznic, din fundul pământului, m-am dus, am ajuns întâmplător acolo și găsesc o fetiță Sanda. Deci mi s-a părut, zic, tu ești, gata. Ce mesaj mai clar de atât? Ce mai vrei mai mult de atât? Și așa a rămas. Deci am avut probleme pentru că, ca toți copiii din cămine, se dădea cu capul de pereți, de podea, de foarte, foarte greu i-a trecut legănatul chestia asta. Legănatul acela specific. Legănat, da, pentru că asta e o lipsă de afecțiune la copii, e o lipsă de comunicare cu adulții și ascundea mâncarea în toate canapelele, fotolile, pătuțurile posibile. Și acum aș ascunde lucrurile și găsești tot. Dacă vrei să găsești ceva la Sanda în cameră, găsești la ea. Tot ce este bun în casă, găsești la Sanda, sigur, în dulap, în vreun sertar. Yeah, întotdeauna îmi ascundeam tot ce era mai dear to me. Nu trebuia să fie expensive, scump, dar ceva ce era important pentru mine, îl ascundeam, nu știu de ce. Care erau cele mai importante lucruri pentru tine? Îi haios, dar era o jucărie. Honey, I can't do this. Hey. You gotta get out. Pluto, era jucăria mea în toată planeta. Like, I would choose that over anything. Nu cred că o mai am. Cred că am lăsat-o în România când am plecat. Da, aia era jucăria mea. Și o ascundeai tot timpul, să întotdeauna. Era cu mine peste tot sau dacă trebuia să plec din casă, se ducea under my pillow, sub perna mea. Ce altceva mai ascundeai? Nu mi-aduc aminte, dar mami mi-a zis că ascundeam mâncarea. Mi-a zis că întotdeauna îmi luam o piece of bread. Pâinică? Pâine. Niște pâine și o ascundeam sub pernă. De ce crezi că făceai lucrurile astea? Subconscious, nu mă gândeam, nu știu. Era instinct. Un an mai târziu, Elena i-a dăruit Sandei și o surioară. A mai înfiat o fetiță, pe Adriana, adoptată din același leagăn de copii abandonați. Țin minte că am vrut să iau un băiețel. Am vrut pe Vasilică, de la Filantropia, Sfânta Ecaterina, din București. Și mi l-au dat pe Vasilică. Și? Nu știu, Vasilică cred că a ajuns în Italia undeva. Ce nu mi-a plăcut la Sfânta Ecaterina, și o spun pentru că știi că nu pot să tac din gura, mirosea foarte tare a pipi. Majoritatea copiilor aveau un ochi dus într-o parte și am întrebat un doctor. Sunt foarte mulți copii, am povestit, sunt foarte mulți copii cu ochiul dus. Și mi-a explicat, copii sunt foarte mici, copiii plâng. Dacă este lovit peste față, sară nervul de aici dintr-o parte și rămâi, nu se mai rezolvă decât cu operație. Deci am văzut multe lucruri. Când spuneți câteodată de ce sunt așa de afurisită sau de ce spun lucrurile, nu pot, că am văzut așa de multe lucruri dureroase în viața asta că nu pot să tac din gură. Sau nu vreau să trec peste ele așa. Nu vreau.
Și încă cred și nu pot să mai intru vreodată într-un cămin. Iartă-mă că mă apucă plânsul să văd copii ăștia. Nu pot. E prea mult, știi? Și viața care o au și că sunt bătuți, sunt violați în orfelinate, n-au condiții, au fost vânduți pentru organe și așa, că toată lumea se ascunde după dege, dar asta e realitatea. N-au un buletin când ies din orfelinat, se duc, sunt copiii nimănui. Deci n-ați putut să-l înfiați pe Vasilica? Nu, Vasilica s-a dus, mi l-a dat pe Vasilica, m-a enervat că n-a vrut să-mi-l dea în plasament. Și am zis, nu, nu. Și așa am dat telefon la cămin înapoi să aflu dacă s-am dat frați sau surori. Ele nu știau foarte clar, că am zis, dom'le, dacă are, zic că iau și pe ei. Dar am aflat, nu mi-au spus ei exact ce și cum, am știut că are ceva rude, dar am aflat că sunt în familie și nu pot fi adoptați. Ok, atunci găsim alt copil. Drept pentru care m-am dus la Bistrița și am mai adoptat un copil din același loc. Și sunt foarte drăguți amândouă, sunt copii care o să facă ceva cu viața lor și pe care le-am învățat și le învăț în continuare. Mama, fii pe picioarele tale, ai meseria ta, să nu depinzi vreodată de nimeni în viața asta. Ce-ai simțit când a venit și sora ta în casă? Adriana. Jealous. Ai simțit gelozie? Gelozie. Știu că am urât-o, like, urât-o, până când eram vreo 5. Că întotdeauna ea era bebelușul. Oh, bebelușul ăsta nu o atinge. Oh, e prințesa, angel. Și după 5 ani ai început să o îndrăgești. I became more protective. Like, oh, e mică, e fragilă, trebuie să am grijă de ea. Cum v-ați înțeles ca surori? Ne certam în fiecare zi. Acum ne înțelegem mai mult mai bine, însă acolo pentru ea. Ea e acolo pentru mine, dacă am nevoie de ceva, vine pentru mine. I'm her best friend. She's my best friend. You're here I go again. Okay, you're getting emotional. Okay. Wow. It's okay. Getting emotional over my sister. Would have guessed it. Chiar dacă era împlinită ca femeie cu cele două fete, Elena și-a dat seama că cei din jur nu erau deloc pregătiți să accepte schimbările din viața ei. Singură, fără un partener de viață, artista s-a lovit de prejudecățile societății, care nu vedea cu ochi buni faptul că a decis să devină mamă fără un bărbat alături. N-am mai fost chemată brusc la concerte. Multă lume a avut reacții ciudate. De ce credeți că au reacționat așa? Tot de treaba lor, nu știu de ce. Dar nu mi-a picat bine pentru că odată nici mama sau nici părinte, eu n-am cerut aprobare nimănui, pot să-mi fiesc copii, dar nu e treaba nimeni, e o treabă personală pe care o simt eu, dacă eu sunt capabilă și în stare să-mi cresc copii, care e problema, nu înțeleg. Tot din cauza răutății oamenilor, Elena Cârstea a fost nevoită să le spună adevărul celor mici încă de la început. La o vârstă la care niciun copil nu poate înțelege pe de-a întregul noțiunea de adopție, cele două fetițe erau arătate cu degetul pe stradă și li se spunea parcă din adins că Elena nu e mama lor. Erau foarte mici pentru că ne întâlneam pe stradă cu tot felul de cucoane care făceau: "A, astea sunt fetițele astea două adoptate?" Da, firea dracu să fie, ele sunt fericit acum. Deci, nu știu, lumea nu gândește. Nu vor să gândească mai mult de lungul nasului. Deci copilul de față întreabă-mă separat, du-mă în altă parte. De ce să-mi stresezi tu mie copilul cu întrebări idiote? Sigur că eu sunt politicoasă și că vorbesc cu toată lumea, că așa e frumos, dar lăsând deoparte chestia asta, gândiți-vă ce scoateți pe gură. Când ai crescut, te-ai interesat de orfelinatele din România și ce înseamnă ele? S-ar putea să sune mean, dar nu, nici măcar nu m-am gândit despre să mă duc acolo sau să văd ce e despre. Niciodată nu m-a interesat. Mi-a zis mami de când eram like vreo 4-5, dar că sunt adopted, I can pronounce it. Și am zis ok. Și care the big deal? What's the problem? It didn't really, nu am crezut că e ceva mare. M-ai luat, ești mama mea, mă iubești, care e problema? Foarte frumos. Și când am făcut vreo 10, atunci am vrut să știu mai mult. Atunci am medical, ce dacă am ceva, ce dacă e ceva în familie. Și după aia am vrut să știu, arăt cam
cum arată mama, cum arată tatăl. Are they tall? Sunt înalți? Sunt short? O să cresc mai mare? Am frați? Că întotdeauna știu că am doi frați. Da. Or two siblings of some kind. Da. Și am vrut să știu pe ei. Cu mama n-am avut mare thing să văd. Am vrut să văd frații, dău. Întotdeauna am vrut să-i văd pe ei. M-am realizat la un moment dat că, de fapt, au nevoie de un tată. Când ați simțit lucrul ăsta și de păi ce? Păi copiii cresc, pentru că nu vreau, vroiam, trebuie să aibă, orice copil trebuie să aibă un model de masculin și feminin, ca să crească într-un mod civilizat și normal, indiferent cu toate bunele și relele. Acum eu am avut un noroc ior că l-am găsit pe soțul meu, care este absolut, trebuie să-i fac monument, care este un om atât de bun și cum se cade și de casă și de cum vrei tu. Este un om simplu și modest, nu face o grămadă de bani, nici nu m-a interesat vreodată chestia asta, pentru că e un om mult prea drăguț și un tată excepțional pentru fete. Și atunci Dumnezeu a avut grijă de mine, ca întotdeauna, deci era să mor de vreo 10 ori așa, milimetric am trecut pe lângă. N-am murit, sunt vie încă. Și a avut grijă Dumnezeu să-mi dea un partener de viață pe sufletul meu, ca să zic așa. În cele din urmă, lucrurile s-au așezat bine pentru Elena. Acum are o viață împlinită în America alături de un bărbat care o iubește, iar fetele au crescut mari și au tot ce le trebuie. Un singur lucru a rămas de făcut pentru ca toată lumea să fie împăcată și liniștită. Fiica cea mare a venit în România să-și cunoască familia biologică. Momentul va fi extrem de emoționant, atât pentru Sanda, cât și pentru Elena. O să fie emoțional și nu mă pot abține. Ce-a trecut probabil femeia aia, ea știe ce e în sufletul ei sau dacă știe ce e în sufletul ei. E greu din toate punctele de vedere, cum ai vrea să o pui. Eu sunt cu tot sufletul, că sunt convinsă. Au fost oameni drăguți, au vorbit foarte frumos la telefon și de asta am și fost de acord să facem întâlnirea asta. E emoționant, ăsta e adevărul, e greu, dar mă bucur că din toată povestea asta nu mă interesează cum sunt sau cine sunt sau cum e, mă interesează că copilul ăsta a crescut frumos și a crescut într-un mediu stabil. Pentru mine a fost foarte important să le ofer copiilor un mediu stabil, de-aia am și renunțat la muzică și să devină oameni, pentru că eu am făcut de toate în viața asta, am cântat, am făcut ce mușchii mei au vrut în viața asta, ăsta e adevărul. Și în viață, când primești atât de mult, trebuie să dai și înapoi un pic, trebuie să dai un ajutor, indiferent cui sau în ce formă. Trebuie să împingi și pe altul și sper că într-o zi fetele mele să ajute pe cineva, la un moment dat, să le dea un puș înainte, știi? Ai niște întrebări care te macină în mod special? Medical, because I've heard, am auzit despre multe lucruri în familia și vreau să știu. Pentru mine, dacă eu vreau să am copii, vreau să știu ce se întâmplă. Și așa că aia e my biggest question. Și după aia vreau să știu the whole story. I've been told so many stories. Nici măcar nu știu dacă nu știu cine tatălui, așa că nu știu care e adevărul. Și aia o să fie un question. Dar ești pregătită să le afli pe toate? A, da. Și dacă e the worst possible case scenario, it's in the past, it's got me where I am today, nothing to change. Crezi că este bine că ai fost lăsată într-un leagăn de copii? Acum ți se pare cea mai bună decizie de atunci? Oh yeah, I wouldn't want it any other way. Like, she did me the biggest favor on the planet, giving me up. Nu mă duceam cu mami, nu aveam the life experience, nu mă duceam în America. I don't know. I couldn't be more grateful for the life I have right now. I have the best life I could have asked for. I have a family that loves me. I'm in the army. I'm surrounded by amazing friends back home. I couldn't ask for anything greater. I'm very independent. I'm stronger than a lot of people. Not physically, but I know it doesn't show right now because I've been crying like a little baby this whole time, but I'm stronger than most people. Am un copil absolut excepțional. Absolut excepțional.